seara noastră am să deschid eu conferința de presă. Doresc în început să vă mulțumesc tuturor reprezentanților mass media care astăzi ați dat curs invitației ALDE. Doresc de asemenea să le mulțumesc colegilor mei de la Torda și, în mod special, celor de la Cluj, domnului deputat Stăluța Cătăliciu și domnului Sila Ghierava Dumitrescu, candidat la Senat, că astăzi sunt alături de noi. Bun, suntem în campania electorală. ALDE este înscris în această cursă, Alianța Liberală și Democraților, în această cursă pentru alegerile parlamentare, iar noi, la nivelul județului Cluj, am deschis lista și la Camera Deputaților și la Senat cu cei mai reprezentativ, cu potențialul cel mai mare în această competiție. Și de aceea, la Camera Deputaților, locul 1 pe listă este și deschide lista doamna deputat Stăluța Cătăniciu, pe care o știm cu toții și despre care voi spune mai multe lucruri în cele ce urmează. Iar la Senat, domnul Radu Silaghi Dumitrescu, colegul nostru, doctor în chimie, renumit inventator, cercetător. Bun. Pentru ce înseamnă ALDE, am să vă spun că între toate partidele care astăzi candidează și care au candidați și care au programe și propuneri și idei, sunt foarte puține partide care pot să spună că, cel puțin în ultimii ani, în acest mandat, pot să vină cu fapte, cu lucruri, cu elemente concrete. Iar aici, probabil că oarecum singuri suntem ALDE și Partidul Social Democrat, care putem spune că ne-am luptat în acest mandat de 4 ani, am făcut guvernare timp de 3 ani, am scos țara din recesiune, am stabilizat-o, timp de 3 ani la rând am avut cea mai mare creștere economică din Europa, suntem cei care am reușit să redeschidem o parte din școli și spitalele închise în mandatul anterior, să facem corecții la salarii și la pensii, să dublăm alocația la copii și poate ceea ce foarte mult s-a așteptat în România, să scădem TVA-ul de bază la 20% și ceea ce este cel mai important, să scădem TVA-ul pentru produsele de larg consum, pentru produsele alimentare, pentru toate produsele din agricultură, din zootehnie, la 9%. Sunt lucruri, am scăzut impozitele și am crescut salariile și pensiile. Această relaxare fiscală a fost o stimulare a creșterii profitului intern brut și de aceea, an de an, profitul intern brut a crescut în România. Deci, printre toți candidații care astăzi vin cu gânduri bune, cu propuneri, cu idei, noi suntem cei care am reușit într-o oarecare măsură, iar din păcate, România, care a avut un trend foarte bun ascendent, care s-a consolidat de la an la an, trăiește acum un an oarecum mai înghețat, de când guvernul tehnocrat conduce, un guvern față de care eu am doar critică și niciun cuvânt de apreciere, și vă spun de ce, pentru că a înghețat, pentru că nu a mai stimulat și pentru că a blocat. A blocat exemplul de aici, pe care noi, parlamentarii, în urma discuțiilor, în birourile parlamentare, cu societatea civilă, am făcut legi și putem spune despre legea dării în plată, pe care 3.800.000 de români care sunt afectați de creditele pe care nu le mai pot duce, o așteaptă cu lacrimi în ochi și pe care, după o luptă de mai bine de un an în Parlamentul României, acest guvern, domnul Cioloș, domnul Iohannis, cu guvernul dânsului, a blocat, a înghețat această lege. Conversia francului, de asemenea, este blocată tot de aceste guverne tehnocrați. De asemenea, scăderea, eliminarea celor 100 de taxe este blocată de tehnocrați, iar creșterea de salarii în sănătate și în educație este blocată de tehnocrați. De aceea vă spun încă o dată, ALDE a ieșit în această campanie având în urmă doar realizări, având ce prezenta și venind cu o ofertă electorală foarte bună. Oferta noastră electorală, cel puțin componenta economică din oferta electorală, se numește cele 100 de miliarde de euro investiți în cei 4 ani în România și foarte multă lume a întrebat, mai bun de 100, e bine. Avem nevoie de investiții, investițiile creează locuri de muncă bine plătite, se stimulează economia de 100 de miliarde de euro. Iar noi vom veni și vă spune că suntem singura țară din Uniunea Europeană, din cele 28 de țări, care nu ne exploatăm resursele.
Iar noi care am știut pe parcursul a sute, a mii de ani să exploatăm, de când era Roșia Montană, albul Nezmaio și așa mai departe, noi astăzi vedem că nu ne exploatăm resursele, iar într-o gestionare eficientă, foarte profesionistă, aceste resurse pot fi exploatate să facă o creștere extraordinară în profitul intern brut. Vreau să vă mai spun că avem propuneri de a rămâne români în țară și prin oferta salarială și prin altfel de produse pentru cei care termină școli superioare. Vedeți că este România pe locul 2 în lume după Siria, ca și aflux de cetățeni care pleacă din țară. Avem peste 4 milioane de cetățeni români care astăzi generează plus valoare în alte țări, care consolidează alte economii și care prin capacitatea profesională sunt de folos altor țări în loc să fie în țara noastră. Deci este regretabil că după 12 ani în care școala românească a format oameni de mare valoare, după studii superioare, acești oameni se plece pentru că tu nu ai ofertă în țară. De aceea arde concret și clar, vine cu ofertă electorală foarte bună și doamna Cătăniciu vă mai spune. Dar acum, eu vreau să vă spun candidații noștri. Locul 1 la Camera Deputaților, doamna deputat Săruța Cătăniciu, pe care cred că 90% în România o cunosc dintre români, pentru că este vizibilă de 2-3 ori pe săptămână la televiziunile naționale. Este o portavoce, un luptător, un om eficient pentru partidul nostru, care ne aduce o foarte bună imagine, un om cu avergură politică puternică și cu o experiență de 4 ani în Consiliul Local Cluj, de 4 ani în Consiliul Județean Cluj. De aceea, doamna Cătăniciu este locul 1 la Camera Deputaților, iar domnul Sila Aghilaru Dumitrescu este locul 1 la Senatul României. Domnul Dumitrescu este cercetător, inventator, doctor în chimie, este domnul care a inventat plasma înlocuitoare de sânge, un fel de sânge artificial. Este o invenție care s-ar putea în viitor să fie nominalizată la Nobel, pentru că în toate teatrele de luptă și peste tot în spitale, această plasmă salvează deja vieți în lume. Deci noi am ieșit cu vârfuri foarte bune și, de asemenea, echipa și la Camera Deputaților și la Senat este o echipă mixtă și de tineri și de maturi, și de femei și de bărbați, și diferite profesii și din diferite zone ale județului, ca fiecare zonă să se simtă acoperită prin oameni de calitate, prin oameni de marcă. Alte duminică, la București, de față fiind peste 150 de reprezentanți din toată țara, a luat decizia cu vot în unanimitate ca domnul Călin Popescu Tăriceanu să fie propunerea ALDE pentru viitorul premier al României în majoritatea care se va face împreună ALDE cu PSD. Și vă spunem de ce. Pentru că astăzi noi putem povesti de Călin Popescu Tăriceanu că a fost cel mai bun premier al României. Pentru că mandatul 2004-2008 a fost mandatul în care s-au dublat salariile în România, a fost mandatul în care s-au dublat pensiile în România, a fost mandatul în care s-au creat peste 500.000 de locuri de muncă. A fost un mandat care a consolidat România. Iar proiectul pe care domnul Călin Popescu Tăriceanu și domnul Daniel Constantin, cei doi copreședinți, îl propune pentru România, se numește România a șaptea putere economică a Europei. De ce? Pentru că, din punct de vedere a suprafeței, România ocupă locul 7, iar din punct de vedere a populației, România este pe locul 7. Din păcate, profitul intern brut România este pe locul 14, iar ca putere de cumpărare este pe locul 24. Ceea ce ne arată că este nevoie de consolidarea clasei mijlocii, iar ALDE reprezintă clasa mijlocie, tot ce înseamnă mediul rural, atât ca fermier, ca antreprenor din mediul rural, cât ca și simplu țăran agricultor și în același timp profesiile liberale, cei care sunt în IT, profesor, doctor și așa mai departe. Deci România a șaptea putere economică printr-o gestionare eficientă, cu un premier bun, cu un alai de miniștri, pentru că Călin Popescu Tăriceanu vine însoțit de cel puțin 17 foști miniștri, ceea ce arată că avem experiență, avem capacitate, avem resursa umană profesionistă care a aprobat în funcțiile pe care le-au deținut, iar ALDE este varianta de a se crea o majoritate și o guvernare alături de PSD și probabil și alte partide care vor adera la noi. Suntem modești, sondajele ne dau încredere că vom avea rezultate foarte bune atât la nivelul țării, cât și la nivelul județului Cluj. Iar acum, cu permisiunea noastră, doresc să dau cuvântul domnului Radu Silaghi Dumitrescu, candidatul ALDE
pe locul 1 la Senatul României. Domnule, primitește, vă rog. Vă mulțumesc. Bună ziua. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru interesul pe care îl acordați. Vreau să-i mulțumesc colegului nostru pentru cuvintele bune pe care le-a spus despre mine. Un pic prea bune. În previul acela despre care v-ați menționat, cred că nu este cazul să fie menționat. În principiu, pur și simplu, pentru că așa se cade și dacă vreau... Nu vreau să vă reduce dreptat. Eu, fostul președinte Băsescu, l-am văzut la televizor la momentul invenției, când a spus clar, probabil este una dintre cele mai mari invenții ale României de după 89, în mod clar, este o invenție care trebuie să ajungă la Nobel. Asta s-a întâmplat la acel moment și se va găsi pe știrea națională. Dânsul și alții fac această greșeală și nu este pardonabilă, fiindcă nu s-au documentat în momentul în care... Modestia vă în momentul în care afli despre regulile după care funcționează acea instituție, dacă ai vorbit public despre un premiu în legătură cu o persoană, persoana devine neeligibilă. Nu că aș vrea de mine, dar să fie eligibil, dar este o lege de decență pe care îl pune organizatorul premiului. Am venit alături de colegii mei, în primul rând convins de lucrurile pe care le-a spus domnul Irimie, și anume de realizările economice, în general, dar mai ales cele care se referă la educație și la cercetare. Pentru că la aceste lucruri mă pricep. Am petrecut 4 ani în Statele Unite, la universitate de acolo și încă 2 în Marea Britanie, la o altă universitate. Am această experiență. În prezent, sau în ultimii ani, am fost președinte al Consiliului Științific al unei dintre marile universități din România, membru într-o comisie de specialitate la CNATCU și la Consiliul Național al Cercetării Științifice. Și din experiența rezultată în procesele de evaluare de acolo, cred că pot să spun ceva, pentru că și am datoria să spun ceva despre educația și cercetarea din România. Și un lucru pe care pot să spun este că după anii 90, nivelul finanțării cercetării din România este încă foarte mic, dar a crescut de 1000 de ori și cea mai importantă creștere s-a înregistrat în perioada 2004-2008. Când, de asemenea, s-a schimbat sistemul de finanțare, preluându-se modelele Uniunii Europene, mult mai eficiente, cu granturi mult mai solide pentru cercetătorii performanți. Acesta este un motiv, al doilea, cel legat de discursul coerent și constant în sprijinul instituțiilor democratice ale statului. Ceea ce sper atunci, având în vedere experiența pe care o am deocamdată, este să pot contribui la eficientizarea activității de educație și cercetarea științifică. Aici se pot face multe lucruri, fără să facem zgomot, fără să facem gălăgie, numai așa ca să părem noi importanți. Au făcut-o alții în trecut, unii o numesc reformită, alții o numesc pur și simplu ridicat de perdere de fum. Putem vorbi despre mai mult respect acordat cadrelor didactice și mai mult ajutor pe care îl dăm cadrelor didactice, n-aș face meseria. Putem vorbi de măsuri foarte simple, de la reducerea numărului de elevi din clase, acolo unde sunt încă, și există situații în care sunt încă mult prea mulți elevi în clase pentru a permite profesorii să interacționeze cum trebuie. Putem vorbi despre un program numit Lider egal profesor, pe care eu îl propun, și în care să luăm șeful de promoție de la marile universități din România și să-l ducem cu sprijin logistic și financiar în învățământul primar sau în învățământul gimnazial. Acolo unde trebuie să ne ducem cei mai buni oameni, cei mai buni absolvenți de facultăți și de universități. În prezent, știți foarte bine ce facem cu cei mai buni absolvenți. Îi exportăm. Sau, acolo, câteva universități unde există un pic de viziune, mai este reținut de multori. Aceste lucruri trebuie schimbate. Trebuie schimbat și modul în care înțelegem să facem școală. Și programul. Și mă pricep la chimie și înțeleg că multe dintre lucrurile care le sunt spuse elevilor la orele de chimie nu au legătură cu viața de zi cu zi, nu au legătură cu realitatea. Eu cred că la fiecare oră pe care o petreci în clasă, indiferent de materie, trebuie să simți în calitate de elev că informațiile pe care le primești te vor ajuta undeva în viață, au legătură cu ceva. Când ești pe stradă, trebuie, uitându-te în stânga și în dreapta, să vezi lucruri care îți aduc aminte de ceea ce ai învățat la școală. Acest lucru azi nu se întâmplă. Se învață teorie foarte multă, fără sens. Se ajunge în clasa 12-a, uitând până atunci cam tot ce ai învățat în clasă. Deci e foarte clar că nu corelăm între ele cunoștințele. V-
văd absolvenți de facultate de chimie care nu știu să prepare o soluție 10% de hidroxid de sodiu. Pur și simplu pentru că nu exersăm, de la clasa 1 până la ultimul an de facultate, nu exersăm suficient, nu aplicăm practic suficient ceea ce învățăm acolo. Dacă vorbesc de resurse umane, de respectul acordat educației, pot să vorbesc și de propunerea, dacă dânsii vor fi de acord, ca președintele Academiei Române să devină membru din oficiul al Guvernului României. Cred că e foarte important să punem accent pe profesioniștii din țară în orice domeniu. Și dacă vorbim de lucrurile verificabile științific, atunci eu voi promova un proiect de înființare a unei autorități care să supervizeze, să verifice afirmațiile cu caracter științific din mediul public. Să lupte împotriva pseudoștiinței. O rețea de ziariști, de oameni din cercetare implicați civic, care să oprească foarte multe minciuni, foarte multe neadevăruri care se spun în spațiul public. Și pot să merg la lucruri legate de modul în care trebuie să facem alimentația, la modul în care ne afectează poluarea, la probleme precum schimbarea climatică. Sau pot să merg la cazul Roșia Montană, care a fost menționat deja aici. Aici noi avem o experiență foarte tristă, în opinia mea, pentru că acolo este o problemă foarte serioasă, în care Academia Română și-a exprimat un punct de vedere. Academia Română este cel mai important for cultural și științific al acestei țări. A continuat, începuse deja și a continuat după ce o dezbatere foarte strânsă pe tema proiectului Roșia Montană. Cine a fost absent complet în această dezbatere? A fost trecută sub tăcere în mod constant opinia specialiștilor din Academia Română. S-au confruntat două tabere. Compania privată, care avea un punct de vedere legitim în sensul economic al cuvântului, adică voia să obțină acel profit, voia să dezvolte zona, și o tabără care contesta acest lucru, dar nu folosind argumentele specialiștilor români documentate, nu folosind argumentele celor mai solide foruri științifice din țară, ci folosind altceva, folosind vorbe. Acesta este un exemplu de situație care sper să, nu se mai repete, sper să se întâmple cât mai rar. Să dăm, adică, oriunde se poate și, repet, la educație și la cercetare, cred că pot contribui la acest proces, să dăm oriunde se poate oamenilor potriviți decizia, dreptul potrivit de decizie, astfel cât ei să dea răspunsul potrivit pentru motivul potrivit. Da, mulțumesc mult! Înainte de a da cuvântul doamnei deputată Cătăniciu, aș vrea să readuc în discuție faptul că la momentul foarte important pentru noi, România, care era la București, avea loc audierea propunerilor de miniștri. Doamna Cătănici a fost cel mai puternic opozant a unor propuneri care nu puteau fi validate sub nicio formă, din punct de vedere profesional sau moral, și s-a văzut și la momentul dezbaterii în cazul doamnei Bușet, care până la urmă, tocmai datorită doamnei Cătăniciu, nu a ajuns un electronist sau un profesionist dintr-un alt domeniu, ca să spun așa, să ajungă să gestioneze domeniul pe care nu stăpânea, nu cunoștea. Acel moment a rămas de referință și de atunci încoace toate televiziunile, văzând că are o poziție foarte, foarte justă, au invitat-o și vă spun de două ori pe săptămână, dânsa este la televiziunile naționale în momentul de maximă audiență. Doamna Cătăniciu, vă rog să ne transmite și noastră prin intermediul mass mediei tuturor turdenilor gândurile noastre și intențiile pentru mandatul 2016-2020. Mulțumesc, Mircea. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre pentru această conferință de presă și vreau să-i mulțumesc public domnului deputat Irinie, copreședintele ALDE Cluj, de asemenea colegilor din ALDE Turda pentru susținerea în această campanie. Aș vrea să fac o scurtă remarcă, să spun așa, preluând de la domnul Rimie ceea ce spunea despre acel episod al audierii doamnei Cușet la Comisia Juridică, și aș vrea să vă spun că n-aș fi crezut nicio clipă în momentul în care doamna era audiată și a fost retrasă ulterior de către primul ministru Cioloș,
N-aș fi crezut niciodată că la conducerea Ministerului Justiției vom avea un ministru care, imediat după instalarea la acest minister, le va transmite românilor că drepturile acestora sunt un lux. N-aș fi crezut niciodată că vom avea un ministru al Justiției care să ajungă la CEDO, care este instanța supremă în materia drepturilor omului, să mintă și să recunoască în fața CSM-ului că a făcut acest lucru. Dar sigur că acesta este rezultatul unui guvern tehnocrat, guvern care n-a făcut altceva decât a fost instalat decât să țină România în loc, să anuleze absolut toate realizările guvernului PSD-ALDE. Iar din acest punct de vedere, noi cei din ALDE putem veni în fața oamenilor cu fruntea sus, pentru că suntem singurul partid care nu am votat învestirea acestui guvern de așa ziși tehnocrați, pentru că acești oameni cred că acum, la sfârșit de mandat, văzând prestația lor, nu pot fi numiți tehnocrați. Se autonumesc ei tehnocrați, ei sunt doar apolitici. Așa cum spunea și colegul meu, Radu Silachi Dumitrescu, e nevoie de oameni pregătiți atunci când se formează un guvern, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie exclusă componența politică, dimpotrivă. În ceea ce ne privește, pe noi cei de la ALDE, așa cum a spus și domnul deputat Irimie, săptămâna trecută l-am anunțat pe domnul președinte Tăriceanu ca fiind propunerea ALDE pentru funcția de prim-ministru. Sigur, în măsura în care domnul președinte Tăriceanu va deveni și propunerea unei majorități parlamentare, din care ALDE va face parte, dânsul va fi primul ministru al României. Este o propunere care a fost privită, care a fost primită, mai bine spus, din întâlnirile cu oamenii cu foarte multă simpatie, pentru că românii își aduc aminte de perioada în care Călin Popescu Tăriceanu a fost primul ministru, așa cum spunea și domnul deputat Irimie, așa cum reamintea de altfel, perioada în care s-au dublat pensiile și salariile. Sigur, venind ulterior guvernul Boc, care nu doar că a tăiat pensii și salarii, dar le-a redus cu 25%. În ceea ce mă privește pe mine, voi avea niște priorități pe care mi le-am stabilit foarte clar pentru următorul mandat. În primul rând, aș vrea să vă spun că avocat fiind ocupația mea de bază, profesia fiind de jurist și ocupația mea de bază fiind aceea de avocat, îmi dau seama că lumea așteaptă cu foarte multă nerăbdare o lege a răspunderii magistraților. Am stat de vorbă în toate întâlnirile pe care le-am avut de-a lungul ultimilor ani, în decurs de un an, doi, mai ales când observăm abuzurile prezentate atât de către media națională, cât și pe plan local, nu neapărat în justiție, dar cele din justiție parcă din ce în ce mai mult sunt prezentate de către cei din media națională și cred că este nevoie de o astfel de lege. Sigur, astfel de lege trebuie gândită foarte serios. Ea trebuie gândită împreună și realizată împreună cu cei din CSM, împreună cu reprezentanții ai magistraților, oameni foarte bine pregătiți. Există magistrați pregătiți în țara asta, oameni de bună credință și sper eu ca în viitorul guvern să existe puterea și să existe voința politică
ca în fruntea Ministerului Justiției să fie o persoană foarte bine pregătită și care să provină din sistemul, din rândul magistraților. Avem în țara noastră, avem la Cluj, avem în România magistrați, judecători foarte bine pregătiți, profesori universitari, care ar putea în orice moment să preia acest portofoliu al Ministerului Justiției atât de important. De asemenea, o prioritate în ceea ce mă privește va fi adoptarea în final, cât mai repede, a acestei legi a salarizării unitare despre care, din păcate, toată lumea vorbește, lege pe care guvernul PSD și ALDE au lăsat-o la finalul anului 2015, iar guvernul tehnocrat a făcut atunci când a fost investit, a făcut promisiunea de a veni în foarte scurt timp cu această lege a salarizării. Nu doar că nu au venit până la această oră, dar vedem că au devenit mai politici decât orice fel de orice alt politician, pentru că orice alt om politic, pentru că am văzut acum o săptămână, au ieșit cu promisiunea, din punctul meu de vedere, fiind doar o amăgire în ceea ce îi privește pe români, cu promisiunea acestei legi a salarizării unitare. Ori dacă un an de zile n-ai reușit să faci acest lucru, n-ai avut o dezbatere cu sindicatele, n-ai avut o dezbatere publică pe această lege, este evident că este o lege care nu poate să stea în picioare și care nu poate să aibă, în primul rând, susținerea publică și, în al doilea rând, susținerea Parlamentului. Pentru că nu poți să vii pe sfârșit de mandat atât a guvernului tehnocrat cât și a acestui Parlament să vii cu o lege atât de importantă care are nevoie de o mare susținere. Din punctul nostru de vedere, pe județul Cluj, ne-am propus un mandat de deputat și un mandat prin redistribuire, un mandat de senator. Ne dorim acest lucru și sperăm ca prin votul clujenilor să realizăm acest obiectiv al nostru. Și cred că pentru România lucrul cel mai important ar fi ca viitorul guvern să fie un guvern format din PSD și ALDE. Este un guvern care a dovedit până la această oră că a făcut dreptate aproape până la capăt, așa cum a promis guvernul USL în 2012. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Nu e așa că să putem să facem un inaugurație, nu mai vreți să ia o camionă. Dar nu prea mare, că... Nu prea mare, nu m-am vorbit. Eu nu mai rău vorbe, mă scuzați că poate că vreau să ne înțelegem înainte să nu vorbim după la mare deputat, dar cred că eu mă cunosc cel mai bine mult la mare deputat aici, după vremurile memoriale ale Alianței, dar domnul Sila Grimindescu m-a cunosc numai de câteva luni, dar a rămas impresionat de faptul că totuși există intelectual și oameni universitari care încă mai înțeles să se implice în politică. Este un lucru foarte bun, eu îi urez succes. Nu știu dacă ne-am văzut de 10-20 ori de la Reacetivă, eu n-am numai cu uite de laudă, dar mai multe, nu pot să spun, că mai ales că nici nu-i place să apreciez și vreau să subliniez faptul că noi mergem cu echipă de specialiști. Dacă despre domnul Sila Grimindescu nu e nevoie să mai spunem nimic. Cred că nici despre doamna Cătăliciu nu putem să spunem mai mult decât că s-a văzut când a avut o confruntare, zicem, unul la unul cu candidatul de a fi ministru justiției. Asta spune totul. Dar eu apreciez altceva la asta. Pentru că noi suntem cei mai vechi de aici, adică noi a PNL-ului. Eu, în momentul în care n-am mai avut loc în PNL, că urmașul plătenilor se venise într-un de așteptănie și în găsirea aia mai mare acolo, pentru așa zis și peneliști, mă gândeam la domnul Tăricianu, pentru că domnul Tăricianu este cel care ne-a ajutat pe noi tudenii să avem proiectul de altfel. Pentru că dacă nu era el atunci să mă ajute, nu aplicam să depune proiectul, nu să vi-l aprobe, că nu avem niciun merit la aprobare și depunere. În momentul în care
a devenit președinta TLR Cluj, crea TLR Ghizeam, nu mai avut nicio reținere și am urmat în TLR-ul, care apoi s-a unit cu alte. De aceea eu sunt convins că nu am cum face nimic în plus față de domnia sa, de domniile lor, în a atrage votul de turdenilor care au fost angajați cumva politic, nu neapărat membri, dar în schimb, provincii liberalilor, mă refer la votanții liberale. Să aprecieze foarte bine, să aprecieze foarte atent cine merită votul lor. Mai multe nu spun că e evident. N-am spus mai mult decât trebuia și nici nu l-am mai mult decât trebuie să înțelegă. Domnul profesor Silaghi Dumitrescu ne spunea ar fi bine ca președintele Academiei să fie membru al Guvernului înainte de război și a fost din oficiu membru al Parlamentului, în schimb, reprezentantul armatei și reprezentantul bisericii. Pentru că nu doresc că președintele Academiei ar dori să se amestece într-un guvern politic. Poate nu mai bine o vizie acolo și să nu se amestece în guvernare. Nu de alta, dar, până la urmă, știți cum e. Ați văzut toate guvernele criticile care se aduc guvernelor și cred că nu ar merita un președinte la Academiei care trebuie să rămână acolo ca un etalon al oamenilor de știință. Dar ideea este pusă în practică Republica Moldova în prezent. Aveți dreptate, riscul este acesta. Dacă proiectul, da, și în Parlament este logic că vă dau dreptate, dar dacă proiectul este gândit cum trebuie și se acordă un statut special și este clar că nu e membru de rând al Guvernului, ci pur și simplu este prezent acolo ca autoritate morală, în fața căreia poate că politicienii din Guvern încearcă să se mai abțină. Am avut exemple în trecut. N-aș vrea să le citesc acum și să-și impună niște standarde morale mai înalte. Poate că asta ar ajuta și Guvernul să funcționeze mai bine. Nu aș plăti atunci despre a obliga să facă muncă de birou, ci încă o dată de a duce cerințele morale mai înalte ale societății, mai aproape de Guvern. Poate și pe această cale. Dar, într-adevăr, alții au judecat aici. Dar scurt aș completa ce a spus domnul Dumitrescu, și anume că domnul Dinu Genciulescu, vicepreședintele Academiei, a fost timp de 2 ani deputat în Parlament. Eu am stat 2 ani cu domnul Giulescu în bancă și am constatat un lucru, că de foarte multe ori a fost consultat, i s-a cerut părerea și dânsul din motive de sănătate a fost operat la inima sa de braț, iar timp de 2 ani a fost 2 ani și jumătate. A fost vicepreședinte la Academie, a fost membru în Camera Deputaților. Acum, mai în glumă, mai în serios, dacă îmi dați și mie voie, trecând peste faptul că mi-aș fi dorit să fie un pic mai cald, nu, n-aș vedea nimic rău în propunerea colegului meu, pentru că nu cred că este cazul să tragem în continuare aceeași linie între oamenii politici, să-i punem deoparte pe oamenii politici care toți sunt răi, toți sunt corupți și de cealaltă parte societatea civilă. Pentru că oamenii politici nu provin din altă parte decât din societatea românească și sunt aleși de către români, sunt trimiși în Parlament, formează ulterior guvernul. Știți cum este? Mai pui un academician în guvern, se mai molipsesc unii de la alții, știți? Nu văd neapărat o propunere o propunere neavenită. Poate fi oricând discutată și cred că ar fi, sigur, cu acceptul dânsului, da, celor implicați. Domnule Silaghi, vorbeați despre înființarea unei entități, a unui organism care să verifice informațiile științifice care apar în spațiul public și vă citesc să oprească foarte multe lucruri care se verificurează în spațiul public. Vă referiți la un organism, asta e prima întrebare, vă referiți la un organism care este legat de o cenzură, de vorbiți de o cenzură? Deci un organism care se efectueze o cenzură asupra masmediei românești? Un organism care să informeze. S-ar putea ca unele organizații de presă să ia de bun ceea ce spune acest organism și să se autocenzureze. Când vorbesc de exemplu despre vaccinare și despre așa zisele pericole ale vaccinării. Și avem instituții de presă sau online din România care vorbesc despre așa zise pericole ale vaccinării. Sau când vorbesc despre așa zisele
biocide diluate de 10 ori, despre așa zisele dovezi în sprijinul faptului că acelea au fost diluate fix de 10 ori. Acolo am un exemplu foarte clar, în calitate de chimist îl pot înțelege foarte bine, în care o analiză asupra unei substanțe numite glutaraldehidă, principalul ingredient activ din acele biocide, pe lângă izopropanolul sau alcoolul care nu era prezent, a relevat că glutaraldehida aceea era prezentă la o concentrație de 10 ori mai mică decât pe etichetă. Aceasta este o realitate, este o analiză foarte bună și nu o pot contesta. Ceea ce aflăm însă din manualul de liceu, de clasa 10 era pe vremea când a fost eu, este că substanțele din clasa aldehidelor, cum este glutaraldehida, se angajează într-o reacție numită condensare aldolică. E un lucru pe care îl învățăm în liceu. Și cei care sunt în domeniu știu că în momentul în care pui această glutaraldehidă în apă, 10%, cum scrie pe etichetă, ea se angajează în alte reacții. Și într-un oarecare timp, nu știu care, depinde de condiții, ea se transformă în alte forme, toate biocide eficiente, poate mai eficiente decât era substanța pe care eu am pus-o în apă, dar pe care tu nu le-ai mai măsurat. Că ai măsurat numai glutaraldehidă în formă pură, nu și dimerul ei, trimerul ei. Folosești aceste cuvinte, fiindcă la tot avem mulți specialiști în chimie. Analizele acelea n-au făcut evaluarea tuturor formelor glutaraldehidei. Deci, s-a vorbit de biocizi diluați de 10 ori, fără dovezi experimentale concludente. Dar în baza acestei afirmații, sigur că au venit apoi alții și au spus, da, am auzit, da, știu că. Dar nu există nicio analiză chimică, încă o dată, care să demonstreze fără putințele de gardă că acele produse erau diluate de 10 ori. În baza acestei realități, am văzut o companie dând faliment, am văzut un om murind, am văzut un ministru al sănătății plecând din scaun. Și de atunci încolo nu s-a făcut nimic. N-au fost întrebați specialiștii. Eu am discutat cu specialiști chimiști. Și când ne-am pus problema, au fost uimiți. Cât de simplă este și că nimeni nu a luat atitudine. Și dacă îi veți întreba de ce n-au luat dânsii atitudine, vă vor spune, păi, are implicații politice. Apropo de guvernul tehnocrat, în momentul în care vorbește însă despre un guvern, el nu mai este. Lumea, când spune guvern, se gândește în primul rând la cuvântul politică. Multora, deci, le este teamă să vorbească pe astfel de teme. Cred că o autoritate națională care să aibă curajul să-și asume opinii certificate de un corp solid de specialiști ar fi importantă. Eu știu că în Marea Britanie, pe vremea când lucram acolo, existau astfel de autoritate, iar mergea la universități, se recruta oameni dintre cei mai buni și ea poate avea șanse să aducă o contribuție. Ar putea colabora, de exemplu, cu CNA. Dar, în niciun caz, să nu ajute la cenzură, ci doar să furnizeze informații complete cetățeanului, să-i permite să se informeze. Este că, deodată, CNA-ul are dar cu televiziunile și cu radiourile tangență, presa scrisă, presa online, nu are nimic cu CNA. CNA și în presa scrisă și în radio și în televiziune, regulile sunt foarte stricte. Nu cred că n-ați văzut ceea ce îi construia de la început în presa scrisă, în online, acolo, da, o să găsiți, dar nu cred că... Cu siguranță sunt emisiuni de pseudoștiință la destule televiziuni. Mă bucur că nu le cunoașteți, e foarte bine. Sper să fie cât mai mulți oameni care nu le cunosc, dar eu le cunosc, le-am văzut. Sunt lucruri pur și simplu înfiorătoare la adresa logicii care se spun la televizor. Sigur că cel mai solid cenzor este consumatorul. Dar dacă el este informat cum trebuie, dacă el înțelege că produsul care îi se prezintă pe ecran, pe ecranul calculatorului sau al televizorului sau pe hârtie, este unul diluat de 10 ori. A doua întrebare. Partidul din care faceți parte a adoptat un discurs împotriva Direcției Naționale Anticorupție. Vă citesc, de așa a pierdut de mult obiectivitatea, un instrument stalinist, folosit pentru anihilarea adversarilor politici. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care sunteți proaspăt candidat la ALDE, dacă sunteți de acord cu acest mesaj al partidului și eventual să comentați puțin. Nu sunt doar proaspăt candidat la ALDE, sunt și proaspăt membru al ALDE. Am scris de foarte puțin timp în această formațiune. Și am spus și de ce am scris în această formațiune. Eu
cred că dacă ne uităm, de exemplu, la Baia Mare, avem acolo un exemplu de, de un oraș întreg care și-a manifestat neîncrederea, dubiile asupra ceea ce face sistemul de justiție din România. Cred că aici avem o problemă de credibilitate foarte serioasă a sistemului de justiție. Cred că acolo unde există dovezi clare că o persoană este vinovată de, de ceva, acele dovezi clare trebuie puse în spațiul public. În schimb, dacă ne uităm la ceea ce există disponibil în prezent în spațiul public, cred că avem destule cazuri în care dumneavoastră spuneți de detaliat, eu pot să spun în general despre justiție sau despre procuratură, în care persistă dubii. Cred că foarte mulți cetățeni cu asta au o problemă. Cu dubiile care persistă că anumite procese s-ar putea să fie politice. Și cred că oricine are dreptul să interpreteze și acest lucru. Lucruri de genul acesta se spun și în România și în altă parte. Eu vreau să insist că nu știu să existe sau dacă există, le dezavuiesc ferm acuzații împotriva instituției numită DNA. Sunt conștient că există comentarii punctuale asupra unui dosar sau asupra altuia. Acum că, putem încă o dată, dovezile disponibile în spațiul public permit dubii. Eu cred că n-ar trebui să existe aceste dubii. Dacă din partea procuraturii sau a justiției în general, cetățenii ar putea fi convinși mai serios că acele probe sunt reale, că nu există niciun dubiu, atunci n-am mai avea situații ca Baia Mare, unde, pe de o parte, primarul este reales în închisoare fiind și apoi, desigur, și mama primarului urmează să candideze la Parlament. Este un eșec sistemic, cred, acolo, al comunicării stat-cetățean. Nu am niciun dubiu că majoritatea angajaților statului sunt și bine intenționați, și profesioniști, și că își pot face meseria cum trebuie. Dar undeva ceva nu este în regulă, undeva persistă dovezi, cel puțin pentru ochiul public, că acolo s-au comis și abuzuri. Eu o să dau un caz foarte simplu, care mie mi se pare flagrant. Cazul profesorului Mencinicovski. Acolo mi se pare că pe dovezile disponibile în prezent, cei 10 ani sunt în oarecum contrast cu alte condamnări pentru alte cazuri. S-ar putea să mai existe și altul, alte cazuri, poate nu neapărat din zona corupției, în care e foarte clar că pot exista erori judiciare. Ceea ce eu aș vrea să văd ar fi, încă o dată, cetățeanul convins că ele nu există. Dacă vorbim de situații precum cele din Parlament, în care se cere votul asupra imunității, vreau să fiu foarte clar. Acolo, orice dosar care vine în formă legală, trebuie să meargă mai departe. Nu te poți opune. Dezavuiesc. Acesta și dumneavoastră de partid, în urmă, Corina, cerul Parlamentului, Senatului, să amâne votarea unor dosarele justiției pentru după alegeri. În contextul în care există acuzații, și le-a făcut și altul, vorbesc de președintele în funcția României la acea dată, există dubii, în opinia publică, asupra oportunității acestor dosare. Noi vrem să nu planeze. Eu, de asemenea, sunt de acord că e bine să nu planeze niciun dubiu asupra acțiunilor DNA, că ele ar avea efecte politice sau că ele ar putea fi motivate politic. Cred că există acolo dubii nejustificate, dar foarte multe dubii nejustificate, dar unele dintre ele par coincidențe prea dure pentru cetățeanul de rând. Și cred că este în interesul sănătății discursului public, într-adevăr, ca exact înainte de alegeri, să nu amestecăm politica cu Parlamentul. Pentru că atunci, într-adevăr, parlamentarul care tocmai candidează ajunge să voteze pe un subiect legat de un coleg parlamentar. Și o să ne întrebăm, oare a votat pentru ridicarea imunității ca să scape de candidatul, de contracandidatul la alegeri? Sau ca să-și ajute colegul de lucru? Și cred că e bine să existe o astfel de încercare, dar nu știu dacă a ajuns undeva. Și am senzația că nici n-au existat, tocmai înțelegându-se importanța acestei realități, tocmai n-au existat foarte multe dosare care după aceea să poată fi invocate pentru a arunca dubii asupra legitimității acțiunilor justiției. Așa, dacă îmi permiteți să fac și eu două scurte precizări, legate de această presupusă
imunitatea parlamentarilor dă bine. Am observat și eu de ani de zile, de când am intrat în Parlament, de 4 ani de zile, că dă foarte bine să vorbești despre imunitatea parlamentarilor, pentru că Parlamentul, ajungând la o încredere de 12, maxim 15%, este Parlamentului, este în această situație, este foarte greu să se apere. Și atunci Parlamentul duce, oricât de mult dai în Parlament, Parlamentul suportă, știți? Nu există imunitate pentru parlamentari. În România, singurul cetățean din țara asta care beneficiază de imunitate este președintele Klaus Werner Iohannis. Dânsul nu poate fi nici cercetat, nici trimis în judecată, nici măcar pentru ucidere din culpă, dar nici pentru infracțiuni de corupție. Pentru parlamentar nu există imunitate. Parlamentarul, în orice moment al mandatului său, poate fi cercetat și poate fi trimis în judecată și în timpul mandatului său poate fi condamnat la ani grei de închisoare, așa cum s-a întâmplat de altfel în foarte multe cazuri mediatizate. Sigur, fiind vorba de parlamentari, sunt mediatizate automat și pe care le-ați văzut și dumneavoastră. Există o procedură care reglementează doar percheziționarea, reținerea și arestarea parlamentarului. Acum aș vrea să vă spun că am fost membru al Comisiei Juridice până în decembrie 2015, când mi-am dat demisia din Comisia Juridică, atunci după momentul în care cei din Comisia Juridică au acordat votul pentru doamna Ghiușet, audiată fiind probabil la audiere, ați văzut-o și dumneavoastră și mai ales prestația pe care dânsa a avut-o și am văzut foarte multe dosare în calitatea mea de membru al Comisiei Juridice și până la un moment dat vicepreședinte al acestei comisii. Pentru foarte multe dosare nu se justifica reținerea și arestarea parlamentarilor. Acum vreau să fac o paranteză. Am fost avocat și, în general, am intrat în cauze penale. Până când am intrat în Parlament, am profesat avocatura și cred eu că am fost un avocat bun și serios. De fapt, asta presupune să fiu un avocat bun, să fiu un avocat serios, căruia să-i pese de clientul pe care îl reprezintă. Niciodată nu m-am dus în fața judecătorului ca reprezentant al unui client să fac altceva decât să cer ca acel client să fie cercetat în stare de libertate. N-am avut niciodată clienți că au fost medici, că au fost magistrați, că au fost jurnaliști, pentru că am avut și clienți jurnaliști, că au fost oameni, indiferent din ce profesii, oamenii în general se duc în fața instanței, chiar dacă există o propunere de arestare în ceea ce îi privește din partea unui parchet, din partea DNA sau al unui alt parchet general sau DICOT sau așa mai departe, oamenii își doresc să fie cercetați în stare de libertate. Pentru că, pornind în primul rând de la regula care există în codul de procedură penală, că cercetarea se face în stare de libertate, iar privarea de libertate reprezintă excepția, care, din păcate, la noi, în ultimii ani, a devenit, excepția s-a transformat în regulă, să știți că apărarea nu este eficientă și este puțin spus că putem vorbi de o apărare făcută pe jumătate în momentul în care ești arestat. Deci, asta este o falsă problemă, că parlamentarii beneficiază de imunitate. Și am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și cred că și dumneavoastră sunteți în asentimentul meu. Trimite-l pe om în judecată, dar trimite-l în 2007. Când tu ai aflat despre faptă. Nu ține dosarul din 2007 până în 2012 într-un sertar undeva,
ca în 2012 la alegerile locale, la alegerile parlamentare sau în 2014 la prezidențiale sau în 2016 la locale sau la alegerile parlamentare, să-l scoți din sertar și să încerci să influențezi într-o formă sau altul rezultatul votului. Pentru că ați văzut și dumneavoastră, vedem și noi, în momentul în care majoritatea dosarelor DNA-ului apar cu dosare făcute, trimise în judecată deja sau în stare de cercetare, ați văzut că apar pe sursă acele stenograme și apare stenograma din 2007, din 2008, din 2011. Păi eu mă întreb dacă acea stenogramă exista la momentul respectiv. De ce nu i-ai dat drumul dosarului? De ce nu ai pus un sechestru pe averea celui pe care tu urma să-l cercetezi? De ce i-ai permis să-și ascundă bunurile și să-și scoată poate din țară sau să își vândă toate bunurile pe care le avea și să ajungi ca în cazul lui Cocoș în Microsoft să pui sechestru pe parcările care nu erau ale lui și oarecum în bătaie de joc pe cotele indivize comune, pe terenul care reprezenta cota indiviză comună de sub loc. Cazul Giovanni Beicali, mi-ați văzut și să ajungi în dosarul pe care ni l-a prezentat DNA-ul ca pe bomba nucleară în domeniul justiției, să ajungi să dai 3 ani și 6 luni cu suspendare și să-i dai la Cocoș pentru 9 milioane de euro prejudiciu, să-i dai 2-3 ani, n-ai luat, apropo de profesorul Mecinicovski, ce spunea domnul Radu Silaghi Dumitrescu. Deci, îmi pare, revenind acum la întrebarea dumneavoastră, îmi pare foarte rău că ALDE este perceput în mod greșit, ca fiind partidul care are un discurs împotriva DNA-ului. Nici vorbă. Atât colegii noștri din ALDE, cât și președintele Tăriceanu a spus în permanență că lupta împotriva corupției este susținută de către cei din ALDE. Diferența dintre noi și cei din PNL este că noi ne-am opus abuzurilor din justiție și dacă nu le vedem și nu le recunoaștem, atunci este foarte grav. Numai degrabă am văzut ce s-a întâmplat în cazul fostului primar de la Vâlcea, Gutău, care a stat 3 ani și 7 luni în închisoare, fiind măsluit un cuvânt. Adică din nu, nici măcar nu ai schimbat cuvântul nu să-l schimbi în da. Ai hotărât tu ca judecător că, deși a spus da, a făcut la un moment dat un gest care reprezenta, deși a spus nu, a făcut un gest care doamnei Livia Stanciu, pentru că dânsa era cea care a insistat în condamnarea fostului primar și actualului de altfel, la 3 ani și 6 luni. Imaginați-vă cât de aberantă este, cât de aberant este sistemul de justiție în țara noastră dacă acest om a fost achitat de 3 judecători. În sensul că la fond a fost un judecător, la apel au fost 2 judecători care l-au achitat. Iar în recurs, din 3 judecători, unul a făcut opinie separată, a fost pentru achitare și 2 l-au condamnat. Deci imaginați-vă în ce hal este sistemul nostru de justiție dacă 3 judecători din 5 te achită și 2 te condamnă și te duci la închisoare. Dar știți ce este cel mai grav? Și pentru ce ALDE a reacționat și a fost singurul partid care a avut curajul de a reacționa? Pentru că să știți că în ziua de astăzi îți trebuie un pic de curaj să vorbești și împotriva Liviei Stanciu, care era președinta în alte curs de casație și justiție și împotriva doamnei Chioveși, care este procurorul șef al DNA, pentru că numai departe vedeți că nu se găsesc 2-3 profesori la această oră care să vină și să cerceteze teza doamnei de doctorat, să-și asume, să spună dacă este sau nu este un fals. Dar vreau să vă mai spun un singur lucru. Nu cred că cineva din această sală și nu cred că vreun cetățean al României și-ar dori, trimis în judecată din diferite motive, să fie judecat de un judecător care se declară
partenerul de nădejde al DNA-ului. Astea sunt motivele pentru care noi, cei de la ALDE, am avut un discurs care nu era împotriva DNA-ului și împotriva justiției. Era un discurs care venea împotriva abuzurilor din justiție și împotriva acestor arestări. Pentru că, să știți, cercetarea se face, așa cum am mai spus, în stare de libertate, iar excepția este privarea de libertate. Diferența dintre noi și cei de la PNL este că, din păcate, în mod inexplicabil, cei din Partidul Național Liberal au stat, inclusiv în cazul Marianei Rarinca, au stat pe margine și au aplaudat acest spectacol al cătușelor. Imaginați-vă să fii un om, un cetățean simplu în țara asta, indiferent că ești parlamentar, cetățean simplu în raport cu cele două doamne, procurorul șef al DNA și președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, care era parte vătămată în dosarul Marianei Rarinca, achitată de judecătoare și într-o fază extraordinară în contestație, în anulare, fiind condamnată în final, sigur cu suspendare, că n-au putut să meargă chiar atât de departe încât să o condamne cu executare. Imaginați-vă, cred că nu este foarte greu de imaginat, cum te poți judeca într-un asemenea dosar împotriva acestor instituții. De ani s-au schimbat atâtea guverne, toate partidele politice au fost la guvernare și nu a fost dată acea lege a răspunderii ministeriale. Să reveniți acum să ne spuneți în campanie că o să dați, așa a răspunderii magistrate, nu ce scuze. Dar și ministeriale trebuie, că și legea, poate amândouă prioritate. Deci acum să ne spuneți că dacă va veni guvernat, se va da sau nu se va da, sau până la urmă, noi ce să înțelegem? Nu, deci, a venit la fiecare guvern care a fost la conducere până acum să nu dea acea lege ca să poată să-și facă fiecare jocurile, că noi ce putem înțelege altceva? Aș vrea să vă spun că legea aceea a trecut prin Camera Deputaților. Nu este greu să dați pe un search pe Google să vedeți că au fost 16 deputați care au votat pentru adoptarea acestei legi. Am fost unul dintre deputații care am votat pentru adoptarea acestei legi. Doamna Stanciu era, cred că au fost vreo 287. Doamna Stanciu era atunci, încă era președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție. Și după ce legea a trecut în forma în care a trecut, în sensul că doar 16 am votat pentru acea lege, pe holurile tribunalului, pe holurile Parlamentului se discuta că doamna Stanciu a venit și a solicitat lista cu cei 16 care și-au permis să voteze pentru această lege. Vă dați seama că a fost doar un gest de intimidare, pentru că acea listă puteai să o iei foarte ușor de pe site-ul Camerei Deputaților. Votul este electronic, este foarte mare transparență pe voturile exprimate de către oricare dintre colegii deputați sau senatori din Senat. Și de altfel, lista aceea a circulat în toată media în momentul în care a fost respinsă legea. Dar, repet, problema este că societatea românească își dorește, dacă stai de vorbă cu orice persoană din România, își dorește această lege, este firesc să existe această lege, pentru că, așa cum spune Constituția, nimeni nu este mai presus de lege, dar trebuie să se realizeze o reformă serioasă în justiție, pentru că, nu vă supărați, nu se poate să intre un judecător în sală cu 60 de dosare, cu 80, cu 100 de dosare și tu să-i ceri să existe calitate pe actul de justiție. Deci trebuie să existe voință politică pentru această lege, dar această lege trebuie să fie făcută după ce sistemul de justiție, după ce se face o reformă cu adevărat în sistemul de justiție. Reformă, mai durează 30 de ani. Nu trebuie să dureze atât de mult. Reforma în justiție
direcție se poate face dând drumul, alocând fonduri și angajând, angajând tinerii care termină Facultatea de Drept și care sunt foarte bine pregătiți. Inclusiv la noi, la Facultatea de Drept, ies absolvenți foarte bine pregătiți. Nu trebuie decât să aloci fonduri și să angajezi personal în, în sistemul de justiție. Vreau să vă întreb, trecut amintează de legea asta, răspunderii magistraților, cum spuneți colegul și chiar vreau să spuneați, lumea ar vrea astfel de lege să existe. Dar dintre colegii noastre sunt care vor, pentru că să vrem toți, dar în Parlament să nu se întâmple nimic, să nu fie votată și așa mai departe, degeaba vrem noi. Păi vreți și dumneavoastră, noi cei de la ALDE vrem, dar repet, această lege trebuie să se facă fără patimă, să fie discutată împreună cu cei din CSM, împreună cu magistrații, trebuie să fie discutată în cadrul Parlamentului și trebuie să existe voință politică. Pentru că este firesc să existe această lege. Plecând de la ceea ce Constituția spune că nimeni nu este mai presus de lege și toată lumea trebuie să răspundă, este firesc ca această lege să existe. Tot așa s-a vorbit și acum 4 ani, și acum 8 ani, și acum 16 ani. Dincolo de existența unei legi, mai este și problema respectării acesteia. Acum, eu personal nu sunt foarte familiarizat cu termeni juridici, dar din ce spunea dumneavoastră, dosare ținute în sertar, probabil invocându-se cu legile de probe, investigații și așa mai departe, din punctul de vedere a unui cetățean simplu ar putea să însemne, știu, tăinuire, ar putea să însemne favorizarea infractorului. Există instituția autosesizării. Dacă există, de ce nu se poate autosesiza cineva în sensul ăsta? Păi există instituția autosesizării. Chiar un coleg de-a dumneavoastră, jurnalist din Cluj, ne-a adresat o întrebare candidaților la alegerile parlamentare cu privire la eficiența curții de conturi, pornind de la rapoartele curții de conturi Cluj și în general în țară, care nu prea sunt luate în considerare de celelalte instituții ale statului. Acum, cu autosesizarea, știți cum este. Dacă vezi că nu se autosesizează o instituție a statului, atunci îi faci o sesizare tu, ca cetățean al acestei țări. Da, dar cetățeanul nu are de unde să știe că, de exemplu, un procuror ține anumite dosare cu intenție păi nici noi nu știm decât în momentul în care, ba da, are de unde să știe, pentru că toată lumea află despre aceste dosare în momentul în care ele sunt trimise în judecată, sunt făcute publice, apar stenogramele din 2007, din 2009, iar dosarul a fost scos în plină campanie electorală în 2016. Este evident că dosarul a fost ținut undeva din moment ce tu ai avut stenograma respectivă la dosar. Vreau să vă dau un exemplu concret. Asociația Recultură Fautoră s-a făcut o plângere penală la începutul lunii mai și până la sfârșitul acestei luni, la începutul acestei luni nu s-a întâmplat nimic. În consecință, am sesizat Consiliul Superior al Magistraturii, DNA, în care am cerut ca toate dosarele penale la cel care este care urmează să fie cercetat și este părut să fie reluate și revizuite. Așa, și am mai sesizat Inspectoratul de Poliție Județeană. Și să știți că toate instituțiile ne-au răspuns foarte bine până acum. Și avem încredere că lucrurile pot să meargă într-o direcție bună. Și că corupția din Procuratura Tudeană, până la urmă, va fi rezolvată. Doamna Stănici, doar o întrebare mai am. Dacă veți susține în continuare proiectul Comunității Naționale Independente de Informație, acea idee a domnului Tăricianu de a grupa, de a viza interceptările în domeniul juridic, într-o comisie în care se facă toate cu politicieni. Știți propunerea domnului Tăricianu? Da, știu. Dacă nu mă înșel, cred că sunt și co-inițiator la... Și dacă vă susțineți în continuare pentru viitoarea legislatură? Bineînțeles că da. Amintiați de o relație politică bună între partidul noastră și PSD.
și având o altă premisă în calcul, anume faptul că cei de la PSD încă nu au anunțat un prim-ministru, să înțelege dar ați putea înțelege cu PSD-ul ca domnul Tăriceanu să fie prim-ministru. Să înțelegeți că domnul Tăriceanu, în calitate de copreședinte al ALDE, este propunerea ALDE pentru funcția de prim-ministru, iar în situația în care domnul Tăriceanu va fi propunerea unei majorități parlamentare din care ALDE va face parte, în mod cer, domnul Tăriceanu va fi președintele, va fi primul ministru al României. Dar apropo de buna colaborare între ALDE și PSD, este adevărat că a existat la nivel național o asemenea colaborare, am făcut parte din guvern. După ce ALDE s-a constituit, am intrat la guvernare. A fost o guvernare bună, cu rezultate remarcabile până la sosirea guvernului tehnocrat. Însă vreau să vă spun că, și acum vorbesc în nume personal, în calitate de copreședinte ALDE Cluj, în ceea ce privește colaborarea noastră cu PSD pe Turda și respectiv cu domnul primar Cristi Matei, sunt foarte nemulțumită de colaborarea pe care ALDE o are cu domnul primar. Am avut un protocol strict politic semnat de către cei de la PSD, de către domnul primar, de către președintele de la acea dată, Remus Lăbușan, și de către colegii noștri copreședinți și pe Turda, consilier local și domnul președinte, domnul copreședinte Ierimie, prin care nouă, prin acel protocol, fac o paranteză, acel protocol viza strict, era un protocol politic care viza strict funcția de viceprimar care urma să ne revină nouă celor de la ALDE. Sunt foarte dezamăgită de faptul că domnul primar Matei nu și-a respectat această promisiune. Cei de la ALDE, atât în Consiliul Local al municipiului Turda, cât și la nivel național, au fost un partener corect față de cei din PSD, dar asta nu înseamnă că la nivel local, în situația în care vom observa că această promisiune a colegilor de la PSD și, sigur, implicit a domnului primar Matei, sigur, putem pune semnul egalității între PSD și domnul primar, care este și președintele PSD pe Turda, deci dacă acest protocol nu va fi respectat, în scurt timp acest protocol va fi, vom renunța la el. Dacă puteți explicați puțin cum putea PSD Turda să respecte protocolul și ALDE să aibă viceprimar în contextul în care viceprimarul era ales. Printr-un protocol nu cred că se poate pune un viceprimar între ghilimele, că atunci ar fi numit, mai fi ales de colegii. Dar spuneți mie, în momentul în care în Parlament stabilești o majoritate parlamentară, îți stabilești guvernul, îți propui primul ministru pe care majoritatea parlamentară, sau mă rog, cu care majoritatea parlamentară se duce în fața președintelui, președintele îl desemnează, iar după desemnarea primului ministru, formându-și guvernul, se duce în fața Parlamentului. Votul este secret, la fel cum este și în Consiliul Local. Păi e o chestiune legată de disciplină de partid și de respect între partenerii politici. Atunci, niciun guvern politic, pentru că să revenim la majoritatea parlamentară, niciodată nu a existat în ultimii 26 de ani un partid. Poate, nu știu, dacă pe vremea când era Iliescu și lua 90%, dar nu cred că a luat, dacă vreodată PSD-ul a avut majoritate în Parlament, nu cred.
primul ministru a fost rezultatul unei majorități parlamentare. Ori în cadrul acelei majorități parlamentare trebuie să existe în primul rând disciplină de partid și în al doilea rând trebuie să existe respect între partenerii care formează acea majoritate parlamentară. Votul fiind secret, înseamnă că n-ar trece niciodată un guvern cu un anumit prim-ministru care a fost agreat de comun acord în cadrul acelei majorități parlamentare. Exact același lucru a fost și în cadrul ședinței de Consiliu Local al municipiului Turda. S-a agreat funcția de viceprimar împreună cu PSD-ul, între ALDE și PSD, ca acea funcție de viceprimar să revină, să ne revină nouă, protocol care nu a fost respectat de către colegii de la PSD. Sigur că promisiunile au fost de fiecare dată au existat aceste promisiuni că se va respecta și se va remedia situația. Până la această oră nu s-a remediat și eu personal în calitate de copreședinte al de Cluj sunt extrem de nemulțumită față de comportamentul politic, sigur, al celor de la PSD vis-a-vis de noi organizația, mă refer la organizația ALDE Turda, cu atât mai mult cu cât noi am fost un partener corect față de PSD la Turda. Și dumneavoastră, cum vedeți, în opinia noastră, cum ar fi trebuit să se rezolve acea situație apărută în urma ședinței în care a fost ales viceprimar domnul Nemes, ca acest protocol să se respecte? Ce trebuie să facă primarul Matei sau PSD, în opinia noastră? Fac o paranteză, vă spune domnul. Eu pot să-mi spun să respectivă două departe. Domnul Martin s-a făcut un protocol politic între PNL și PD, în sensul alianței tale, în care PNL-ul susține ca primar pe Tudor Ștefănie și PD-ul susține ca viceprimar pe reprezentantul PNL-ului. Care ulterior a fost domnilor Zacheu, dar în momentul atunci nu s-a spus cine să fie. Dacă PD-ul ar fi trădat, ea să facă pe sumasă, foarte simplu, să-l leagă pe altcineva. S-a încercat, dar nu s-a putut. Și mai e soluție. Dacă disciplina de partid există, dacă toți agrează treaba respectivă, numărul de voturi a suficient ca reprezentantul ALDE să fie și așa de complicat. Nu este problema noastră, celor de la ALDE, să rezolvăm această problemă, pentru că nu noi am generat-o. Noi am semnat un protocol, este problema lor să o rezolve. Dacă doresc și dacă mai doresc, să aibă în ALDE un partener în Consiliul Local. Păi, situația este foarte simplă. Generat-o, pentru că, așa cum susțin, ei au votat alături de noastră. Care ei? Dar de ce primarul? Era lor. Nu era membru PSD. Nu era tot instanul. Dacă nu era membru PSD, nu putea. Nu, dacă nu era membru PSD, nu putea candida. Cum? Aș fi și dumneavoastră, cu viceprimarul, a candidat pe listele PSD. Voie să fie pe primar, pe listele de partid? Cum fi voie? Da, știi? Nu există așa ceva, este un legal. Dacă ea membru de partid... Nu pot să candidezi independent pe listele unui partid. În momentul în care un partid își depune lista, semnează președintele pentru acea listă, confirmând faptul că toți membrii de pe lista respectivă sunt membrii ai partidului respectiv. Da? Situația este foarte simplă, repet, și doresc să închei acest subiect. Știți și dumneavoastră, dacă îmi dați voie, că vă ascult oricâte întrebări aveți să-mi adresați. Deci situația este foarte simplă. Mincea este în terenul lor. Dacă mai doresc o colaborare cu noi, cei de la ALDE în Consiliul Local, respectă protocolul. Dacă nu, am înțeles care este situația. Deja să vă dau un exemplu actual. La Cluj, pe lista PRM, candidează președintele Partidului Poporului Legea Cojocaru din Turda. Deci, tot așa a fost și Lucian Nemes pe lista PSD. Nu înseamnă că era membru PSD. Dacă vedeți, dacă veți verifica dosarul domnului Nemes la tribunal, pentru că am existat că a fost o contestație, am înțeles că a fost o contestație, domnul Nemes, prin întâmpinare, arată că era membru PSD. Dacă vizionați, dacă dumneavoastră lecturați dosarul respectiv, aveți tot dreptul, fiind reprezentant al presei, faceți o solicitare către conducerea tribunalului, vă permite să vedeți dosarul, să vedeți declarația domnului Nemes, care atestă că este membru PSD.
Ca să mergem tot pe acest subiect cu domnul Nemes, a pierdut acel proces cu ANI. Dumneavoastră, cum vedeți rezolvarea la Turda cu poziția sa de viceprimar și cu a consilierului PSD Roș? Nu cunosc dosarul. Știu că a pierdut. Nu cunosc exact care este situația. Am înțeles că cei de la Agenția Națională de Integritate au făcut o sesizare către prefectură. Rămâne să soluționeze această problemă domnul prefect Bușcan, sigur, urmând să transmită poziția dânsului față de cei din primărie și Consiliul Local al municipiului Turda. Există un termen limit pentru păstrarea protocolului cu PSD aici la Turda, în condițiile în care spuneți că nici au respectat limita acestui protocol a fost, în ceea ce ne privește, o limită a bunului simț, care la această oră se pare că a fost depășită. Mulțumim!